Bun găsit, prieteni! Sunt Florin Ionițoaie și astăzi vă invit la vernisajul expoziției Timp după timp, restituiri cromatice, vernisaj ce are loc la Galeriile de Artă Ștefan Lucian. Vernisajul zilei de astăzi se înscrie în acel ciclu obișnuit sau ciclu care ne-a obișnuit, cu care ne-a obișnuit Galeriile de Artă Ștefan Lucian de a ne încânta cu manifestări de nivel național.
ne aflăm în spațiul galeriilor de artă Ștefan Lucian din Botoșani, care găzduiește, începând cu ziua de 10 februarie, o expoziție eveniment, o expoziție deosebită cu mari nume ale plasticii românești, botoșănene, adică artiștii sunt din Botoșani, pot să îi număr cumva într-o ordine aleatorie: Constantin Piliuță, Ion Muraru, Vasile Mălinaș, Octav Băncilă, Ștefan Lucian, Sfințesco, Petre Achițienie, Corneliu Dumitriu, Aurel Mocanu Agripa, Marcel Olinescu, sculptorița Iulia Oniță, Constantin Piliuță, Constantin Radinski, Petru Remus Troteanu, Andronic Țăranu, Ștefan Vasile, deci, cum spuneam, toți botoșneni, toți mari nume ai plasticii românești, cu lucrări din diferite perioade, cu tematici diferite, cu tehnici diferite. Ce vrem să semnalăm ca un, știu eu, strigă de ajutor sau de disperare: toți acești artiști, lucrările lor au nevoie de un muzeu de artă, au nevoie de un spațiu în care lucrările lor să fie expuse permanent, și nu numai a lor, mulți alți mari artiști de valoare din România care stau în depozitele noastre și publicul botoșunean și nu numai nu are acces la ele. Deci, în primul rând, acesta a fost scopul expoziției și, bineînțeles, bucuria publicului pentru întâlnirea sau reîntâlnirea pentru unii cu aceste mari opere ale artiștilor botoșuneni.
Servesc pe cineva. Să puteți iei un moțapă. Dă-ne o cafea dacă ai să-mi dai. Nu mă bate la cap. Bă, dar chiar să fac cafea, Edic, acum. Acum. Cât era sarul ceasul, mă rog? Nu, ceva. Da, 10, cred. Nu, ceva, aproape 10. Nu-și mai face bine. Băi, de cât aș învăț. Nu faci capelă, nu faci pirbaiță. Da, noi am făcut la Deja sunteți în film. Să rămână. Cum v-am găsit? Bine ați venit. Vă stăt acelor? Îmi cheamă Tiligram. A, așa da? Nu știu, Poți să plec la un cap. Eu cred că urmează. Nu, la un urmează să plecea cu urmează. La călduș? Da, că urmează. Nu ce e frumoasă, frumoasă, modernă. Asta e din ultima perioadă. Și din povești, de tot mă lăbim. Foarte bine, da. Mă uit la el și mereu găsesc pe ceva nou. Ca fotocul. I-ai spus că... Păi, dar o pun pe șevaletul ăla. Hai că vine Andra Dumnezeu. O pun pe șevaletul ăsta totuși. Da. Chiar dacă nu-i... Deci o să vorbească ea, o să zic eu două, trei cuvinte. Dacă vrei să povestești o secvență cu pilibuță, cu... Nu, eventual că i-ai întâlnit pe noi suntem oameni și noi suntem toți. Păi cam așa, dar... O amintire, o chestie oară, dar nu-i vei să ai la ce, nu te simți obligat. Da, nici chiar așa, uite, stai că uite.
Așa că de asta am reușit să facem o chestie. Să trimitem către privat, nu de privat, să ne ajutăm la tot ce este la loc. Dar sunt anumite pe da. Da, cum sosesc? Scuză. Bună ziua din nou la Galeriile de Artă Ștefanu Chian Botoșani. Așa cum v-am anunțat de mai multă vreme, am dorit ca după anuala artiștilor botoșăneni, după cele mai recente lucrări făcute de aceștia și prezentate la începutul anului 2024, să venim cu expoziția denumită Timp după timp, restituiri cromatice. Deși e oarecum perimat cuvântul omagiu, ci un act de mulțumire pentru artiștii botoșăneni de altă dată, cei datorită cărora avem în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani lucrări de o valoare inestimabilă. Am reușit și de data aceasta să aducem, să prezentăm pe Simeze câteva din numele importante ale artei românești și în perioada 9-29 februarie vă invităm să vedeți, așa cum puteți vedea și acum, lucrări de pictură, grafică și sculptură. Sunt 17 artiști cei pe care i-am ales pentru expunere acum. Sunt lucrări care nu apar prea des pe Simeze. Sunt expuse două lucrări originale ale artistului Ștefan Luchian, despre care cu toții vorbim, dar din păcate Muzeul Botoșănean deține doar două lucrări și o a treia lucrare, care este expusă la Muzeul Ștefan Luchian din Ștefănești, despre care se spune că ar fi tot
o lucrare semnată Ștefan sau realizată Ștefan Lucian. Observați că lucrările au tematici diverse. Portret, peisaj, natură statică, compoziție, sunt realizate de asemenea în diverse tehnici. Ulei pe pânză, ulei pe carton, ulei pe placaj, pastel, acuarelă, tuș pe carton și, bineînțeles, sculptură în bronz. Și când spun sculptură în bronz, mă refer la 4 lucrări realizate de artista Iulia Oniță. Sunt, așa cum menționam, nume cunoscute ale artei românești. Cu voia dumneavoastră să-i enumăr. Anul 1929 a fost un an prolific pentru ce a însemnat nașterea unor importanți artiști și mă refer aici la Petre Achițenie, la Bădița Mălinaș, cum îl știu cu toții, Vasile Mălinaș și de asemenea Constantin Piliuță. Petre Achițenie, născut în 1929, plecat printre aștri în 2006. Octav Băncilă, 1872-1944. Dumitru Bâșcu, 1902-1983. Mihai Bejenaru, 1954-2008. Corneliu Dumitriu, 1954-2022. Ștefan Lucian, 1868-1916. Vasile Mălinaș, 1929-2001. Aurel Mocanu Agripa, 1940-2000. Ion Muraru, 1922-2012. Marcel Olinescu, 1896-1992. Iulia Oniță, 1923-1987. Constantin Piliuță, 1929-2003. Constantin Radinski, 1920-2003. Alice Sfințescu Onicescu, 1879-1975. Petru Remus Troteanu, 1885-1957. Andronic Țăranu, 1852-1930. Și Ștefan Vasile, 1905-1986. Lucrările pe care dumneavoastră le vedeți astăzi expuse sunt o parte din lucrările acestor artiști, pentru că, din rațiuni de conservare, nu au putut fi expuse mai multe și credem că modul deosebit în care curatorul expoziției Liviu Șoptele a reușit să facă prezentarea lucrărilor le pune și mai mult în valoare, pentru că fiecare a venit, fiecare artist are individualitatea sa, dar observăm că avem aici, deși lucrări atât de diferite, cum spuneam, tematic, cromatic, ca modalități de rezolvare plastică, toate dau cu succes o expoziție unitară în ansamblul său. Aș dori să menționez că în ultima vreme, deși artiștii au plecat dintre noi, am avut bucuria de a ne întâlni cu parte din rudele acestora, care au făcut chiar donații muzeului. E vorba de Ionuț Achițenie, fiul lui Petre Achițenie, care a donat o serie de lucrări Muzeului Județean Botoșani, apoi de Ana Maria Sandi, fiica artistului Dumitru Bâșcu, cel despre care știm, printre altele, că a fost și fratele compozitorului George Enescu, care de asemenea a făcut o donație muzeului. S-au făcut achiziții din lucrările lui Mihai Bejenaru, am primit donație de la soția și fiul domnului Corneliu Dumitriu. Apoi, ce aș mai putea să spun, că venit din Franța, am primit o serie de lucrări semnate de Alice Sfințescu Onicescu, o pictoriță care a fost nepoata matematicianului Octav Onicescu și a dorit astfel să facă
știu eu, o restituire a acestui spațiu de care o leagă amintirile și copilăria. Din păcate, aici trebuie să luăm o scurtă pauză comercială. Nu plecați, revenim imediat cu vernisajul timp după timp, restituiri cromatice. Bun regăsit, prieteni! Am revenit la vernisajul expoziției timp după timp, restituiri cromatice. Cam acestea ar fi în mare. De asemenea, Uniunea Armenilor din România a gândit și a realizat cu ceva ani în urmă un concurs național care se numește, nu întâmplător, Andronic Țăranu. Deci cam sunt oameni de care merită să ne amintim cu bucurie, cu plăcere și mai ales să încercăm, pentru că lista este destul de lungă și dacă aș spune acum câteva cuvinte despre fiecare, vă dați seama că ar necesita un timp mai lung. Dar vreau să fac o mențiune specială. Astăzi ne întâlnim aici cu un personaj. Un personaj dintr-o lucrare semnată de Vasile Mălinaș. Te rog foarte mult să vii un pic. Deci o să vedeți acolo un portret de fată. Fata din portret e astăzi alături de noi și îi mulțumim Cristianei că ne este alături. Eu vă mulțumesc. Pentru cei care știu mai puțin, este fica artistului. Vă mulțumesc. O tânără care în perioada copilăriei a avut șansa de a cunoaște în propria ei casă importanți artiști, precum Costa Filiuță, nașul meu de botez Agripa, Mihai Bejănaru, Cornelius Dumitriu, prieten foarte bun de-a tati. Mă simt ca acasă. Și văzând toate aceste lucrări. În momentul în care cineva spune că se simte ca acasă, înseamnă că dacă expoziția noastră de astăzi nu a reușit să adune atât de mulți vizitatori pe cât ne-am dorit, asta parte, sau mai bine zis, și din motive care nu țin de vizitatori, totuși sperăm ca să fie un imbold pentru cei care nu au reușit să vină astăzi, să vină până pe data de 29 și să viziteze expoziția. Marile muzee din țară se mândresc că aduc pe simeze expoziții foarte importante de la muzee la fel de importante din țară. Noi am fost așa, mai modest ca moldovenii și am adus în fața dumneavoastră lucrări care, spun eu, merită apreciate la justa lor valoare. Merită în timp de acești oameni care nu doar că au fost, ci au lăsat în memoria noastră și în patrimoniul Muzeului Județean Botoșan, deci al nostru, al tuturor până la urmă, lucrări deosebit de interesante pe care o să vă rog, când va fi momentul, să le vizualizați pentru... Îți mulțumesc tare mult! Nu e singurul moment de astăzi, acesta al prezentării sumare a expoziției. Așa cum spuneam, am început anul cu o expoziție denumită Anuala Artiștilor Botoșăneni și ca urmare a acestei expoziții a apărut și un fel de catalog de expoziție. O parte dintre artiștii participanți sunt astăzi aici. O parte nu au reușit să ajungă. Dănuța Constantinesei, Cerasela Ailoae și Ciprian Nicolae Ailoae, Alina Șanca Albătoaie, Marcela Alexa, Vlad Anuță, Elisabeta Larisa Apostoliu, Aurel Azamfirei, Silviu Babi, Aurel. Valentin Barbălată, Mirela Anca Gavriloae. Te rog. Valeriu Gorgan, Florin Grosu, Talida Grunzac, Angela și Victor Reniuc. Fără domnul astăzi. Vă rog.
între două. Noi ne bucurăm. Daniela Florina Hriscu, Cristian Kruger, Carmen Maxim Popovici, George Huivan, Iuliana Mațoschi, Raluca Mocanu, cred că am sărit o pagină, Veronica Mocanu, Dan Mocrei, Lila Lungulescu, Mihai Pastramagiu, Gianina Iuliana Pralea, Florin Prodan, Mircea Pușcașu, Anca Sofian. Nadia Bârlădeanu, Cristian Bârzoieș, poftiți, doamna Nadia. George Burlacu. Într-o ordine alfabetică aleatorie. Da. Cristi Carmin, Cristina Ciobanu, Ciprian Cojocari. Rodica Cojocariu. Subsemnata. Mihaela Doina Croitoru, Nora Dorian, Cătălina Fălcoianu, Victor Foca și mergem mai departe, așa cum spunea colegul, aleatoriu, la Carmen Suceveanu, Liviu Șoptelea, George Șpaiuc, Elena Șurghin, Mihaela Timofte, Sebastian Tocariu, Petronela Țurcanu, Nicoleta Mihaela Vacariu. Ana Roa Vasilescu. Ioan Zobu. Și a apărut și Cristian Kruger. Să mai aștepti că am de căutat mult. Asta e munca din spatele a ceea ce vedeți dumneavoastră. Și nu e chiar o muncă ușoară, dar despre asta vă poate vorbi foarte bine Liviu. Nu, eu vreau să mă întorc la expoziția de față. Vreau să nu mulțumesc autorităților că sunt astăzi alături de noi. La așa o expoziție și la așa un eveniment care eu îl consider demn de o galerie europeană prin calitatea lucrărilor și știu eu, renumele artiștilor, cred că eu personal cel puțin am zis să fie un semnal de alarmă că Botoșani are nevoie de un muzeu de artă. Stau lucrările în depozit, nu în cele mai bune condiții. Ne trebuie, după cum vedeți, la foarte multe rame de calitate. Avem Lucian, avem Băncilă și care strigă după restaurare. O să vedeți toate din ce avem una singură restaurată, panselele. În rest, celelalte trei uleiuri negriti, cu strat pictural desprins și așa mai departe. Nu sunt bani, nu sunt bani, nu sunt bani. Vă rog, știu eu, m-am gândit la o variantă care apelăm la patroni în general și la oamenii cu bani. Înfiați o lucrare, adoptați o operă și să putem salva din marile lucrări. Toți, inclusiv cei ce ne conduc și inclusiv noi ca botoșeneni, ne mândrim cu Lucian și așa mai departe, că de obicei cam așa încep conferințele lor. Noi pe plaiurile botoșeneni avem, bine, ăștia care trăim suntem zero, tăiați în patru. Și
tot ei care diriguiesc banii urbei sau a județului nu găsesc niște portițe financiare să sprijine pe cei cu care ei se laudă. Mulțumesc! Mulțumim realizatorilor expoziției și mai așteptăm și cu alte ocazii. Și noi vă așteptăm pentru că o galerie fără public e ca o casă părăsită. Această expoziție cred eu că ar fi meritat să stea pisimezii cel puțin două luni de zile. Am fost, am văzut frumos, tot respectul, că sunt într-adevăr mai îngrijiți, mai bine conservați, dar valorii, să știți că nu suntem cu nimic mai prejos. Nu avem spații care trebuie bani, nu putem restaura, trebuie bani și mie personal mi-ar mai trebui niște bani. Bună ziua! Aș dori să-mi spuneți și mie cum ați perceput evenimentul expozițional de astăzi, dacă v-au, știu eu, emoționat, încântat lucrările pe care le-ați văzut pe simezele galeriilor și numele artiștilor, numele, zic eu, foarte importante pentru ceea ce înseamnă arta plastică românească. Da, ca întotdeauna o expoziție bine gândită, cu artiști valoroși și realizată de niște profesioniști. E o încântare și o plăcere pentru mine să vin. De altfel, știți că n-am scăpat niciun eveniment. Uneori am venit prea devreme. Sau chiar cu zi înainte. Da, sau chiar cu zi, s-a întâmplat odată, da. Cum a fost data trecută, când era ora 18 și până la urmă a fost la 16, la sala mică. Dar, în general, ce să spun, toate expozițiile astea au o tematică clară, de bun gust și s-a dus numai valori. Valori are artei românești și botoșenene, deci să ne recunoaștem. Avem și noi, artiștii noștri plastici, valoroși. Unii încă mai trăiesc, alții, din păcate, se odihnesc la Domnul, dar valoroși. Și toți trebuie prețuiți la justa lor valoare. Da, 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 corect, corect. Păcat că organele de partid de stat, ca să spun așa, nu acordă suficientă atenție acestei manifestări și fapt că ar trebui și un spațiu mai mare. Din păcate. Da, într-adevăr, problema spațiilor există. Mai ales că aici îl avem pe Lucian în județ, nu? Nu doar el, după cum da. S-a văzut în expoziția de astăzi, da. Corect, da? Da. Cu toate astea, da. Asta, probabil că asta, zic eu, na, deși intrăm în politică, probabil că asta nu mă duce voturi și de aia. E păcat. Nu, trebuie să trecem în alt registru. Da, important, da, este corect, să rămânem, da, în zona aceasta a artei. Poate care vor veni pe urmă să vor gândi și la artă și la ce-i frumos. Noi deocamdată ne bucurăm de ceea ce au făcut cei dinainte. Corect. Ceea ce vor face următorii, vom vedea. Vom vedea, da, da. Vă mulțumesc tare mult. Cu plăcere. Mulțumesc. Ați fost astăzi prezent la vernisajul unei expoziții pe care Muzeul Județean Botoșani a organizat-o și pe care am denumit-o timp după timp restituiri cromatice. Așa cum ați văzut, din păcate nu a fost un public prea numeros, dar cei care au fost aici astăzi, cred eu că au avut bucuria unor lucruri deosebite, mai ales că nu toate aceste lucrări pot fi expuse oricând, ca urmare a lipsei de spațiu pe care o resimțim. Ce părere v-ați făcut despre lucrările expuse, despre numele pe care le-ați întâlnit astăzi? Expoziția este deosebită. Trebuie să recunosc că este o expoziție de calitate. Lucrările artiștilor aflați în
aflate în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani fac cinste orașului, colecției de artă. M-am bucurat să văd lucrări ale unor personalități, nu doar Lucian Băncilă, dar cu bucurie am găsit lucrările fostului meu profesor de arte decorative, domnul Constantin Radinski. Din păcate, plecat dintre noi, un foarte bun acuarelist, am învățat foarte mult de la el. M-a impresionat în mod deosebit acuarelele domnului Nică Muraru, Ion Muraru, cu care am avut onoarea să fiu de câteva ori în tabăra de pictură la Ipotești, chiar și înainte de 89, și care ne încânta seriile cu muzica lui la chitară, un bon om, un om de o frumusețe spirituală deosebită, la fel și soția dumnealui, și faptul că aceste lucrări se află în colecția Muzeului Botoșani pe mine chiar mă bucură. Chiar dacă astăzi publicul a fost mai puțin numeros, eu consider că au fost oameni care știu ce înseamnă o expoziție, apreciază arta și atmosfera a fost destul de plăcută. Nu mă îndoiesc că în cursul zilelor care urmează, până cât ține expoziția, vor veni și alți vizitatori, mai ales că noi avem liceu de artă în oraș, avem oameni iubitori de artă, poate atmosfera un pic mai tristă ca aspect meteorologic i-a determinat și faptul că știu eu fiind weekend au preferat să se odihnească. Oricum noi vom încerca să mediatizăm evenimentul, să prezentăm lucrările pe pagina de Facebook a Muzeului, a Galeriilor de Artă, pe paginile publice și sperăm ca să poată fi vizionată expoziția și de iubitori de artă din alte orașe, din întreaga țară. De fapt, până la urmă, internetul face conexiunea între lume și lumi. Da, extraordinar. Vă mulțumesc mult că ați ajuns. E important să vadă și lucrările colegilor noștri mai noi care au trecut în neființă. Cornel Dumitriu, Mihai Bejenar, pe care i-am cunoscut. Mihai a fost un acuarelist de o sensibilitate deosebită. Lucrările lui sunt excepționale. Și toți ceilalți pe care îi vedem și sperăm că muzeul se va strădui mereu să ne aducă aminte de valorile culturale și a celor actuali artiști, creatori, dar și a celor care nu mai sunt, dar cu care ne mândrim. Bună ziua! Sărutunile! Impresii după vernisaj. Cam asta v-aș putea întreba acum. Și dacă această expoziție o considerați a fi o expoziție importantă, și de ce? Pentru mine este o mare bucurie să fiu astăzi la Galerie Lucian și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Pentru mine această expoziție, așa cum spunea domnul Șoptelea, cel puțin trebuia să fie o expoziție de talie european, dacă nu mondială. Având în vedere că avem aici cei mai mari artiști plastici, pictori, sculpturi, așa, din județul Botoșani, care nu mai sunt pentru noi, Dumnezeu să-i odinească. Ce aș vrea să mai spun eu, avem piese foarte frumoase aici, foarte rare, referitor la discuția, nu vă promit, la restaurarea acestor piese, s-ar putea să mă implic. Eu am totuși un plan făcut pe un an de zile, în legătură cu dumneavoastră, știți, ca să ajung în cartea recoltă colecțiile mele. Și poate s-ar putea să mă implic și eu, dacă nu eu, prin niște anumiți prieteni, să restaurăm măcar deja una e abonată. Regret nespus de mult că la această expoziție nu am văzut de la cultură personalități, de la prefectură, de la județeană, de la primărie, cel puțin era bine să trimite niște reprezentanți care să stea, să asculte. Asemenea expoziții nu o vezi oricând și oriunde, mai ales că am înțeles că avem atâtea, la Botoșani avem atâtea piese și așa cum spunea și domnul Șoptelea, este foarte bine de a înființa un muzeu al colecțiilor la Botoșani. Noi ne mândrim că așa la Botoșani cu ceea ce avem în legătură de cultură. A
aș vrea să spuneți câteva cuvinte vis-a-vis de modul în care vă raportați dumneavoastră la ceea ce ați văzut și, știu eu, cam ce așteptări mai aveți să, de la galerii, ce ați mai dori să mai vedeți pe Simeze? E o bucurie să particip la vernisajul unei asemenea expoziții. Este o expoziție unicată. Sunt pictorii care nu mai sunt printre noi și noi le respectăm memoria. Deci mă bucur că am putut participa și mulțumim organizatorilor. Da. Ce ați mai dori să mai vedeți? Cred că expoziții asemănătoare s-ar mai putea, s-ar mai... Da, patrimoniul Muzeului Județean Botoșani este într-adevăr foarte valoros. Da. Și noi vom încerca să facilităm această întâlnire între viitorul de artă și artistul de ieri sau de azi. Așa. Pe parcursul acestui an, la fel cum am făcut-o și în anii anteriori. Lucian, Achițenie, Ion Muraru și Mirela. O întâlnire peste timp, o întâlnire între artiștii de altă dată și o artistă care încearcă să-și croiască un drum în lumea aceasta sinuoasă a artei. Prezentă la expoziția Timp după timp, restituiri cromatice. Ce sentimente, ce emoții ai trăit în momentul în care ai intrat în galerie și ai văzut o pleiadă de artiști botoșăneni foarte importanți, mulți prea puțin cunoscuți, din păcate, la nivel național, dar care merită oricând un loc deosebit în ceea ce înseamnă istoria artei românești. În primul rând, mulțumesc pentru compliment. Prea mult zis artist. Sunt o iubitoare a artei. De fiecare dată intrarea în galerie este o emoție, este o bucurie, este o energie, o încântare. Lăsând la o parte minunile de aici, operele astea fabuloase, artiștii, numele, greutatea numelor, tot timpul este o atmosferă de prietenie, de apropiere, este o emoție, o bucurie să întâlnim oameni atât de calzi și de frumoși, sufletește și nu numai. O bucurie, o emoție și, cum ai spus și tu, un mare regret că foarte mulți artiști de un așa renume nu sunt recunoscuți. Sau se știe mai puțin despre ei, nu sunt puși în valoare așa cum ar merita. Depinde de noi să facem lucrurile. Exact. Ei ne-au lăsat valoarea. Cu moștenire, depinde ce știm să facem noi cu moștenirea lăsată. Mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc. Ciprian Cojocari. Da. Un artist vizual al vremurilor noastre. La întâlnirea cu valorile artelor botoșănene de altă dată și de astăzi. Ce impresii v-au lăsat lucrările expuse? Credeți că expoziția aceasta merită să facă, știu eu, poate un înconjur al țării ca o expoziție temporară, ca să poată fi vizualizată pe view de mai mulți iubitori de artă? Ar fi foarte important, mai ales pentru tineri artiști, să învețe câte ceva de la artiști experimentați care în timp au avut și o școală extraordinară. Clasică, de acolo pornește tot. Dacă nu știi să desenezi, poți să uiți. Ca și în sculptură, ca și în grafică, ca și în pictură, trebuie să ai ceva în tine. Dacă nu ai ceva în tine, mai bine faci altceva. Deci asta ați simțit încă o dată astăzi? Da. Întâlnindu-vă cu cei de altă dată? Da, pentru că fiecare în sinea lui are ceva plăcut, dar e bine să te asculți pe tine și, într-adevăr,
dacă poți să faci un anumit lucru, apucă-te de el și fă-l. Să fur meserie, dar să rămâi cu partea ta de originalitate. Din păcate, aici s-a terminat timpul alocat acestei emisiuni. Vă las în compania Darurilor Muzicale. Urez succes expoziției timp după timp pe restituiri cromatice. Și până data viitoare, Florina Ionțoie vă urează, ca de obicei, fel de fel și care mai de care.